Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Dacă după alegerile prezidențiale se întrevedeau câteva tensiuni în Partidul Social Democrat, care a pierdut practic aceste alegeri, iată că și în Partidul Național Liberal se întrevede astfel de tensiuni, mai ales că există un proces pe rol de unificare între cele două partide care au compus noul PNL, fostul Partidul Democrat Liberal și în același timp fostul Partidul Național Liberal. Discutăm în această seară despre aceste tensiuni care au loc la filiala din Iași a Partidului Național Liberal, împreună cu Dragomir Tomaszewski. Bună seara, domnule Tomaszewski. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Specific și calitatea dumneavoastră, sunteți copreședinte al filialei municipale. Ați venit noului PNL. Exact, împreună cu președintele filialei municipale PNL, Marius Dangă. Aș vrea să vă întreb, există deja, sunteți la a doua ieșire publică în care solicitați retragerea sau un pas în spate din partea lui Varujan Vosganian, lucru care a nemulțumit pe colegii dumneavoastră, pe mulți dintre ei. În același timp, mai aveți și alte solicitări în legătură cu cei care ar trebui să facă un pas în spate sau cu lucrurile care, din punctul dumneavoastră de vedere, nu sunt întru totul în tocmai cu ceea ce, așa cum ați și spus dumneavoastră, a solicitat electoratul la aceste alegeri. Eu aș spune din capul locului că nu putem vorbi de tensiuni. Sunt discuții firești pe care le avem în cadrul partidului și noul Partid Național Liberal militează pentru combaterea corupției și dorim să facem acest lucru cu adevărat, nu doar să îl mimăm. Nu putem folosi tacticile PSD-ului și aceea de a proteja oamenii care au probleme de natură penală. De aceea noi am discutat în partid oportunitatea unui pas în spate a oamenilor care au asemenea probleme. Vă mărturisesc, nu am o problemă personală cu domnul senator Vosganian, de altfel este un tip simpatic, dar știm că încă din 2013 DICOT a formulat o cerere prin care solicita Parlamentului aprobarea cercetării sale penale și în octombrie 2013 parlamentarii PSD și ai fostului PNL au votat împotriva acestei solicitări. De altfel, consider că este o situație absolut firească ca toți cei care au asemenea probleme de natură penală să se pună la dispoziția organelor de cercetare penală. Dacă noi, care suntem principalii susținători a unui stat de drept, ne ascundem de justiție, ce exemplu dăm oamenilor? Și să nu uităm, chiar președintele Klaus Iohannis a vorbit despre aceste teme și eu sunt sigur că mai repede sau mai târziu toți vor înțelege. Bineînțeles, nu vreau să ignor prezumția de nevinovăție a nimănui, dar ar fi mai curat și pentru ei și pentru noul PNL să-și dovedească această nevinovăție în justiție și să nu se ascundă în spatele imunității parlamentare. Dumneavoastră spuneți că nu sunt tensiuni. Eu am spus că sunt tensiuni, așa am făcut și introducerea. Dumneavoastră spuneți că sunt discuții firești. În schimb, colegii dumneavoastră în public evită să comenteze aceste propuneri care vin din partea dumneavoastră. Dumneavoastră, probabil tocmai de aceea, ați ieșit în public făcând astfel de comentarii și solicitări publice și nu este doar o discuție internă de partid. De aceea spuneam că există aceste tensiuni, există, pe de o parte, neînțelegeri din partea colegilor dumneavoastră, adică nu înțeleg demersul dumneavoastră, chiar referindu-se și la cealaltă solicitare care îl privește pe directorul de la aeroport. Da, în legătură cu acest aspect aș dori să spun următoarele. Nu cred că a fost oportun ca la finalizarea lucrărilor la pista aeroportului să fie citit un mesaj din penitenciar din partea fostului ministru al transporturilor, Relu Fenecheu.
Repet, poate a făcut multe lucruri pentru Iași, poate a fost util Iașului, dar nu găsesc firesc să citim din pușcărie o scrisoare de față cu mitropolitul și cu alte oficialități. Le înțeleg prietenia, mulți se simt copiii politici al Relu Fenecheu, dar nu cred că a fost un gest firesc ca la această inaugurare să fie citită o scrisoare din partea lui, care știm că se află în penitenciar. Deci este o problemă de moralitate și chiar de normalitate politică. Noi trebuie să ne pregătim pentru alegerile din 2016. Avem de învins un partid și un sistem reprezentat de PSD. Deci trebuie dacă să nu vă înțelegeți în aceste chestiuni, e destul de complicat să lucrați ca o echipă, mă gândesc. Sunt sigur că ne vom înțelege, pentru că inamicul nostru comun este și rămâne Partidul Social Democrat și administrația Gheorghe Nichita. Eu cred că sunt discuții sănătoase și vom intra pe o turnură sănătoasă care să ne ducă în ipostaza ca în anul 2016 să câștigăm alegerile, atât cele locale, cât și cele parlamentare. Dar vedeți, colegii dumneavoastră consideră că aceste ieșiri publice pe care le aveți, mai curând constituie un avantaj pentru adversarul comun despre care ați amintit. Deci, PNL-ul este un partid viu. Nu suntem un partid al moților și mai ales nu sunt de acord cu ascunderea sub preș a unor situații de asemenea factură. Noi trebuie să convingem oamenii. Cum putem face acest lucru cu personaje urmărite penal, cu oameni care au condamnări? Nu este firesc acest lucru și de aceea demersul meu a vizat tocmai o eficientizare a activității noului PNL, pentru că vom veni în fața oamenilor, le vom cere votul, le vom propune ceea ce vrem să facem și consider că aceste lucruri trebuie să făcute cu oameni curați. Cine pricepe puțin lumea partidelor, ce se întâmplă în interior, se întreabă acum cu siguranță cum veți lucra dumneavoastră cum veți conlucra cu o filială pe care prin aceste ieșiri publice cumva vă ostilizați. Eu sunt sigur că vom lucra foarte bine. De altfel, suntem în plin proces de armonizare. Constituim birourile comune, atât cel municipal cât și cel județean. Deci vorbim de fostele birouri județene ale PDL și ale vechiului PNL, pentru că scopul nostru este de a fi cât mai organizați, cât mai eficienți și dorim să ne pregătim cât mai bine pentru alegerile care urmează. Și să nu uităm, mai sunt doar 18 luni până la alegerile locale din 2016. Și rămân la convingerea mea că trebuie să le câștigăm și le vom câștiga dacă vom fi suficient de convingători, dacă vom fi mai organizați, mai eficienți decât Partidul Social Democrat. Dumneavoastră vorbiți despre armonizarea și conlucrarea celor două filiale care ajung să fie, trebuie să fie noul partid, noul PNL. În schimb, colegul dumneavoastră, Marius Dangă, spunea chiar astăzi în conferință de presă că deocamdată nu prea există. Întâlnirile se fac separat, luările de poziții se fac separat. Nu v-ați consultat neapărat în această problemă, în aceste două ieșiri publice cu ei. Și în al doilea rând, aș vrea să vă întreb, pentru că este cumva un stil bătăios deja și amintiți mereu despre aceste alegeri, vă interesează foarte mult pe dumneavoastră personal, vreți să candidați? Nu, Partidul Național Liberal trebuie să câștige aceste alegeri din 2016 și aici v-aș contrazice din nou. Chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire comună cu membrii fostelor birouri județene, atât de la PDL cât și de la PNL.
Repet, nu suntem Partidul Comunist Chinez sau Nord-Corean. Sunt oameni cu diverse personalități, cu diverse idei și trebuie să discutăm în cadrul partidului și aceste lucruri care pentru unii nu sunt atât de plăcute. Credeți că filiala trebuie să aibă o singură poziție în această prin statut, chestiune sau nu? Prin statut, filiala este condusă în mod bicefal de doi copreședinți, atât la vârf cât și la organizațiile comunale. Sunt sigur că dacă vom mări gradul de comunicare, atât a conducerilor cât și a membrilor, vom fi mult mai eficienți și mai puternici decât cei de la PSD. Pentru că orice asemenea căsătorie poate nu este facilă, dar ambele partide trebuie să uite istoricul mai mult sau mai puțin plăcut pe care l-au avut și trebuie să privim în viitor. Trecutul a fost, nu se mai întoarce și cel mai important lucru al anului 2014, cred că acesta a fost formarea Marelui Partid Național Liberal. Deci este, cred, cea mai importantă reușită politică a acestui an, evident, pe lângă câștigarea alegerilor prezidențiale de președintele PNL, Klaus Iohannis. Dumneavoastră ați vorbit și despre, și nu e prima dată, când vorbiți despre un referendum pentru demiterea primarului Gheorghe Nichitan. De asemenea, este tot o discuție pe care am lansat-o în partid. Colegii dumneavoastră spun că nu e momentul deloc. Colegii de la PNL. Am înțeles. Știu poziția unora dintre ei, dar eu cred că vom tranșa această propunere pe care am avut-o prin vot. Pe de altă parte, vreau să vă întreb un lucru. Nu vi se pare că Gheorghe Nichita este primar în Iași de prea mult timp? Deci iată că sunt aproape 13 ani, dacă nu mă înșel, de când Gheorghe Nichita distruge orașul. Nu trebuie să-l oprim pe acest incompetent din a strica orașul nostru? Este o propunere pe care am făcut-o. Vă mărturisesc că reacțiile oamenilor sunt pozitive și refuzul unora de a discuta despre acest potențial referendum mă face să mă gândesc la unele legături subterane. Poate sunt unii care regretă USL-ul sau poate au legături chiar cu cei din conducerea locală a PSD-ului. Dar este o discuție pe care o vom avea în partid și vom aprecia. Mai ales că prevederile legale ne sunt favorabile. Prezența și validarea unui asemenea referendum nu se mai face cu 50% dintre cetățeni. Avem un prag doar de 30%. Și este o discuție pe care am lansat-o. Eu rămân la părerea că ar fi util acest referendum. Dar, repet, vom analiza toată această situație și dacă este bine și dacă nu este bine și vom supune la vot. Eu sunt un soldat credincios al noului PNL și mă voi supune deciziei care va fi luată. Dar rămân la această convingere că Gheorghe Nichita condus suficient acest oraș și vedem cu ochiul liber ce prostie a făcut. Acestea sunt opiniile dumneavoastră, desigur. În schimb, așa cum arată contraargumentele din partea colegilor dumneavoastră, sunt studii care arată că Gheorghe Nichita ar fi într-un proces de pierdere a încrederii, procentual vorbind, la nivelul municipiului Iași. Și atunci colegii dumneavoastră se întreabă de ce să facem un asemenea act de referendum care ar putea să-l reabiliteze cumva pe primarul Gheorghe Nichita, așa cum vorbim în termenii Partidului Național Liberal, desigur. Și în al doilea rând, cine ar trebui să intre, pentru că intră un viceprimar?
Deci aceste aspecte, în cazul în care este suspendat. Aceste aspecte sunt adiționale. De ce să mai așteptăm încă un an și jumătate alegerile din 2016? Nu ar semăna cu aceeași operație pe care a făcut-o Uniunea Social-Liberală în 2012 cu președintele Traian Băsescu și cu care îmi imaginez că nu ați fost de acord? Dar ce, Gheorghe Nichita se compară cu Traian Băsescu? Lui nu vorbim despre persoană, vorbim despre procesul. Nu este asemănător? Procesul o fi asemănător, dar Gheorghe Nichita nu este Traian Băsescu, care a avut capacitatea să renască după cele două referendumuri. Și eu rămân la părerea mea. Bineînțeles, voi asculta și vom discuta oportunitatea realizării acestui referendum. Dar mirosul meu îmi spune că ar fi timpul ca Gheorghe Nichita să plece acasă și putem face acest lucru în mod legal prin acest referendum. Dar vom discuta în interiorul partidului și sunt sigur că sunt argumente și pro și contra și vom analiza și vom hotărâ prin vot. Veți discuta în interiorul partidului, dar până atunci deja discuția este publică. Dumneavoastră ați lansat-o. Păi evident că am lansat-o. Nu trebuie să știm ce doresc și cetățenii Iașului. Nu putem acoperi o asemenea propunere. Dumneavoastră vă bazați pe o opinie personală, doar pe o intuiție sau vă bazați pe anumite studii sociologice? Sunt și studii sociologice și vom mai face un asemenea studiu chiar la începutul anului 2015, pentru că vrem să știm cu adevărat care sunt dorințele ieșenilor și dacă un asemenea demers ar avea susținere. Nasul meu îmi spune că ar fi șanse ca Gheorghe Nichita să fie demis prin referendum. El de altfel și-a dovedit pe deplin incompetența și capacitatea de a conduce orașul Iași. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că aceste întâlniri despre care vorbiți în Partidul Național Liberal, în care se va vota asupra acestor propuneri pe care dumneavoastră le-ați avut și le-ați făcut publice, va fi un moment care să se desfășoare în viitorul apropiat? După, după intrarea în vigoare a legii, deci la începutul anului 2015 aș intenționa, dar repet, vom discuta în partid acest lucru și mă voi supune oricărei decizii pe care o vor lua colegii mei. Dar acum, momentan, nu vi s-a părut important să vă consultați cu colegii dumneavoastră? V-ați consultat și nu ați fost de acord? Am discutat și cu colegi din fostul PDL și cu oameni din vechiul PNL. Opiniile sunt împărțite. Dar întrebarea rămâne. Gheorghe Nichita conduce de prea mult timp acest oraș și dorința mea este să-l oprim pe acest incompetent din a mai distruge orașul Iași. Dar eu mă refer la toate demersurile dumneavoastră, nu doar la realizarea unui referendum, ci la cel legat de senatorul Varujan Vosganian și la celălalt legat de directorul aeroportului internațional Iași. Deci am avut asemenea discuții în partid, vom și vota aceste lucruri, pentru că dorința noastră este de a realiza o curățenie, în primul rând și din punct de vedere moral, a noului Partid Național Liberal. Pentru că nu putem ieși în față cu oameni căutați de dicot și care beneficiază de această imunitate parlamentară. Să nu uităm că și președintele Klaus Iohannis, în repetate rânduri, a solicitat desfințarea acestei imunități parlamentare. Imunitatea ar fi utilă doar pentru declarațiile politice, dar când sunt probleme de natură penală, mergi, frate, și îți dovedește nevinovăția, indiferent de funcția pe care o ai sau de câte ori ai fost parlamentar. Ministru. Sau ministru. E aici în calitate de ministru. Da, el a avut o dublă imunitate
atât ca fost ministru, cât și ca senator. Mi-a atras atenția ceva ce a spus dumneavoastră, și anume că este posibil sau bănuiți sau ar putea fi valabil faptul că cineva din Partidul Național Liberal sau unii din Partidul Național Liberal sunt încă doritori sau admiratori nostalgici ai USL-ului, lucru care în fond se referă la faptul că dumneavoastră spuneți că ar fi un fel de opinii care să-l avantajeze pe Gheorghe Nichita, rezistența la opiniile dumneavoastră. Pe de altă parte, e valabil și invers. Colegii dumneavoastră vă bănuiesc pe dumneavoastră, mai ales că aceste tensiuni, cu care dumneavoastră, sigur, nu sunteți de acord cu acest cuvânt, l-ar avantaja tocmai pe inamicul, adversarul dumneavoastră. Deci, relația mea cu actualul primar al Iașului este bine cunoscută. Se știe că sunt un opozant vechi și dumneavoastră amintiți de dumnealui și dumnealui amintește de dumneavoastră și, în aceeași teme. Deci avem o dispută politică și să nu uităm, PSD-ul este la putere, noi suntem în opoziție și trebuie să taxăm toate prostiile făcute atât de PSD cât și de Gheorghe Nichita. Aceasta este datoria unui partid de opoziție. Deci noi trebuie să facem o opoziție vie, constructivă, o opoziție cu argumente, pentru că, repet, alegerile sunt destul de aproape. Și nu trebuie să ne îmbătăm cu victoria la alegerile prezidențiale, pentru că alegerile locale sau alegerile parlamentare sunt cu totul și cu totul altceva decât alegerile prezidențiale. Revin cu acest lucru. Este posibil să aveți dreptate, dar colegii dumneavoastră sau au spus public acest lucru. Se întreabă asupra oportunității unor asemenea măsuri în acest moment. Păi vom discuta și pe baza studiilor sociologice dacă se impune sau dacă nu se impune realizarea unui asemenea referendum. Convingerea mea este că ar fi bine să-l facem. Dar, cum am mai spus, sunt un soldat credincios al partidului și ce se va hotărâ în cadrul partidului, asta voi face și eu. Dar cred că Gheorghe Nichita ar fi bine să plece acasă prin acest referendum, dacă îl vom face. Dar dumneavoastră, cum vi se pare? Faptul că până când se realizează fuziunea dintre cele două partide, ați ieșit public cu aceste solicitări la adresa colegilor dumneavoastră, e în beneficiul partidului, e în beneficiul adversarilor politici? Dacă s-ar întâmpla la adversarii politici, v-ați fi... Păi la adversarii noștri politici, cei de la PSD, se știe că și-au protejat corupții și baronii. Să nu uităm cât au tergiversat cererile de urmărire penală, atât pentru Ecaterina Andronescu, cât și pentru Șerban Mihăilescu. Adică s-a rezolvat în sensul că... S-a rezolvat după ce noul președinte Iohannis a cerut să se voteze în cuvințarea cererii de urmărire penală față de aceste somități ale PSD-ului. Noul PNL nu trebuie să procedeze ca cei de la PSD. Deci noi nu suntem doar susținători vocali ai statului de drept, ci trebuie să acționăm ca atare. Cum facem acest lucru? Acoperindu-i pe membrii noștri care au probleme de natură penală, nu cred că este firesc acest lucru. Și chiar dacă sunt unele discuții și sunt oameni din cadrul noului PNL care nu sunt de acord cu solicitările mele, îmi place să cred că sunt o minoritate, pentru că oricum aceste situații se vor întâmpla mai repede sau mai târziu. Nimeni nu se poate ascunde la nesfârșit de mâna justiției și cred că este firesc ca acești oameni să-și dovedească nevinovăția în cadrul justiției, dar fără să mai apară în față ca reprezentanți ai noului PNL. După ce se realizează deci după 1 ianuarie, când veți avea ședințe comune, după ce se supune la vot, așa cum mi-ați spus dumneavoastră, și chiar și în cazul în care se va vota așa cum nu vă doriți acum, ci vă veți supune majorității, veți mai avea solicitări de acest tip în mod public
sau totul se va tranșa în interiorul? Vom tranșa prin vot aceste chestiuni, pentru că... Dar acum de ce nu se putea? Dacă spuneți că tot v-ați întâlnit. Birourile încă nu au fost constituite, au fost modificări atât la PDL cât și la PNL cu primarii care au plecat. Deci mai sunt unele lucruri de completat și birourile încă nu sunt constituite la această oră. Dar vă rog să mă credeți, eu cred că aceste discuții sunt utile și ne fac nouă bine ca partid. Pentru că nu este normal să ascundem aceste lucruri mai puțin plăcute pentru unii și oamenii, cetățenii, trebuie să înțeleagă că noul PNL este un partid curat, un partid care dorește să conducă România, dar lucrurile trebuie să făcute într-un mod curat și onest. Dar revin la aceeași întrebare. Nu e un risc pentru dumneavoastră să faceți acest lucru, mai ales că îi supărați pe colegii din PNL, care, iată, vă răspund în doi peri, cu greu, nu doresc să vă răspundă, dar nu e cazul să se discute, nu vă înțeleg. Nu este niciun risc, consider că este de datoria mea să spun aceste lucruri și le voi spune în continuare, pentru că nu știu cine ar putea să-mi închidă gura, pentru că rămâne la latitudinea oamenilor să judece dacă solicitările mele sunt cele corecte sau nu. Deci nu este firesc ca nimeni din cadrul partidului să fie protejat de justiție și mai ales să fie protejat de oameni care pretind că sunt susținători ai statului de drept. Dragomir Tomaseschi, copreședinte al noului PNL, filiala municipală Iași, mulțumesc foarte mult pentru prezența și la Vocile Iașiului. Luăm o scurtă pauză și revenim după câteva momente. Continuăm emisiunea Vocile Iașiului. În această a doua jumătate discutăm despre o premieră la nivel național care va avea loc chiar în această lună. Este vorba despre lansarea primului cor virtual în România. Discutăm despre acest eveniment împreună cu Valeriu Gâdei, dirijor, maestru de cor, de fapt inițiatorul acestui proiect. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să vă întreb ce înseamnă un cor virtual? Adică în această perioadă suntem obișnuiți cu coruri, cu colinde, dar cor virtual? Da, corul virtual a fost prezentat pentru prima dată de un cunoscut dirijor din Statele Unite, Eric Whittaker. Noi am fost foarte încântați de această modalitate de a aduna virtual vocile, dar și imaginea coriștilor care cântă din foarte multe țări. Am avut această idee de a crea corul virtual cu un colind și datorită faptului că armonia în cei 30 de ani de activitate bogată în concerte și turnee a cuprins coriști care astăzi sunt răspândiți pe tot mapamondul. În Canada, în America, în Elveția, în Spania, în Germania, Italia, peste tot. Adică se face prin intermediul internetului. Așa. Deci fiecare primește acasă o voce a sa, una din cele patru voci, cu dirijorul pe care îl urmărește pe ecran și el interpretează cu căștile pe urechi și microfon și în același timp este filmat o piesă, cum în cazul nostru acest colind. Ei au trimis într-un computer central la Iași, unde noi am reușit să facem această prelucrare a sunetului pentru început, care vă spun că nu este ușoară. Sunt 31 de voci, asta înseamnă 31 de canale diferite. Într-un final s-a făcut sunetul și după realizarea sunetului, care o să observați că este destul de bine făcut, chiar dacă tot a fost transmis prin căști sau prin internet. Bun, a urmat partea cea mai grea. Deci depindeți cumva de calitatea legăturilor, din conexiunilor. Sperăm ca pe viitor să fie și mai bine și să fie de fidelitate mai mare. A urmat partea cea mai grea, această dorința noastră de a face în grafică 3D acest film, într-un final s-a materializat.
cu greutate, într-adevăr, a durat, deci, cred că aproape un an. Totul astăzi este finalizat. Putem spune că suntem mândri de ceea ce a ieșit, chiar dacă este prima realizare, dar, după părerea mea, este la nivelul celor care au făcut-o, cei pionieri din Statele Unite. Suntem mândri de acest lucru și mai ales că este primul cor virtual produs în România. Domnule Ghidei, avem un scurt material sau o bucățică din ceea ce ați produs dumneavoastră pentru a ilustra și telespectatorilor despre ce vorbim. Haideți să urmărim această mică producție. Am urmărit un scurt fragment din această producție, Valeriu Ghidei și corul virtual. Cât este de dificil să puneți în practică un asemenea proiect, mai ales că este ceva destul de nou, nu doar în România. În România chiar este nou, dar e nou la nivel mondial. Pentru noi a fost mai simplu, deoarece povesteam de acei absolvenți care sunt în toată lumea. Acești pasionați de muzică corală au participat la foarte multe concerte. Concertele noastre se desfășurau, spre mândria noastră și a lor, la filarmonică, pentru că eu în acea perioadă eram angajat în corul filarmonicii. Ulterior am avut și concerte pe scena Teatrului Național, în tandem cu un alt cor, Animus, care era condus tot de mine, un cor de profesioniști. Ei au fost înfrățiți, practic, cele două coruri și fiecare a învățat unul de la celălalt. Bineînțeles, mai mult acest cor de amatori, care a lucrat foarte mult pentru a ajunge la un nivel destul de înalt. Fac o paranteză, pot spune că în anii 92 am imprimat și un LP la Electrecord, cu cântece de pretutindeni. Iată că performanțele nu sunt de aici, de acolo, deci ei cunoșteau acest colind. Asta a fost cea mai bună idee de a alege un colind, pentru că o piesă mai complicată, să zicem, pe care sperăm să o facem. Creează dificultăți și mai mari. Deci ei cunoșteau colindul, în proporție, cred că de 100%, deci tot a fost interpretarea. O să observe, mai ales profesioniștii vor observa, pe parcurs sunt elemente de frazare și de interpretare și de o anumită trăire sufletească care, bineînțeles, s-a creat direct prin această imagine a mea spre toți coriștii din toată lumea. Deci totul a fost corelat, dar și datorită faptului că ei știau acest colind. Deci noi ne-am întâlnit în 2013, a fost aniversare, 30-31 de ani, cam așa, s-au împlinit de la ființarea corului, când am făcut, anul trecut am făcut un concert extraordinar de colinde. A fost un moment pentru mine, puțin spus, emoționant. Deci ne-am adunat din toată țara pentru început și la prima repetiție nu mi-a venit să cred că ei reacționau la gestul dirijoral și la tot ce am făcut cu 20 de ani în urmă. Practic, cam 20, ce erau acolo, 20, 15, 20 de ani absolvenți care nu mai cântaseră deloc, decât poate prin biserici sau câțiva. Este important de spus că sunt, cum ați spus dumneavoastră, amatori. Da, fiecare are alte profesii, niciunul nu este muzician. Așa, cu rare excepții am avut. Fac acest lucru din pasiune. Da, fac din pasiune, doar cu mici excepții care erau studenți la electro, dar făcuseră în copilărie pian sau vioară sau. Deci cei care m-au ajutat, bineînțeles, în momentul pot să precizez că pentru mine a fost un moment de mare, mare bucurie că anul trecut am putut crea acest concert de o largă simțire, construit cum n-am crezut că se poate realiza
și bravo lor, îi felicit din nou, din toată inima pe toți. Sunt niște sufletiși, niște iubitori ai muzicii corale și ai muzicii în general. Pentru că, spunea un filozof, muzica nu este făcută pentru profesioniști. Ea este făcută pentru toți iubitorii de muzică, toți cei care vin spre ea și au această pasiune extraordinară, pot realiza lucruri deosebite. Ia că, până în continuare, am făcut o întâlnire internațională anul trecut, unde am lansat și această casetă Coral Armonia, cu 6 discuri, cu DVD-uri, cu turneele noastre, toate cuprinzând concertele live. Deci, altă bucurie creată, casetă care a mers în toată lumea, deci toți au primit cadou această casetă și acolo, la acea întâlnire, au fost momente cu totul și cu totul deosebite. Cum organizați lansarea din 19 decembrie? Da, aici mai sunt mici semne de întrebare. Am avut... Aici aveți nevoie mai mult de profesioniști. Da, profesioniști... A lansărilor, la evenimente. În această idee am încercat cu diferite firme care inițial ne-au promis, deși avem nevoie de un ecran digital foarte mare pentru a lansa, deci dorim la Palace. Deja la Palace se cunoaște acest lucru, ei sunt de acord, ne-au primit cu larghețe, ca pe data de 19 seara să lansăm cor virtual. Problema noastră este acest ecran, care nici în acest moment noi nu avem siguranța că putem să facem o lansare într-adevăr pe merit, pentru că este o premieră în România și ar trebui poate unii să înțeleagă acest lucru și să ne sprijine. Încă îi așteptăm. Cum se va realiza mai precis? Adică, să spunem, în aer liber, desigur. Deci dorim în acel spațiu. Un ecran. Da, un ecran. Sperăm că va fi disponibil. Va fi o mică prezentare de explicare acestui fenomen, pentru că foarte multă lume nu știe ce la curul virtual, dar noi am început deja să facem, să explicăm pe Facebook și pe alte rețele ce înseamnă curul virtual, de ce este un produs atât de important și de ce am dorit noi să realizăm. Apoi, ulterior, vom face pentru public această proiecție. Intră fiecare din membrii corului, intră... Nu, aceasta e momentul 2. Primul, principal, este lansarea pe ecran, după care noi o să dăm un recital live. Corul Armonia va cânta câteva colinde live pentru publicul care sperăm că va veni în număr cât mai mare la acest eveniment. Și pasul al doilea? Eu personal și Palatul Copiilor, care a avut o inițiativă deosebită de a reînființa un cor clasic, își doresc foarte mult ca această lansare să o facem tot pe 19. Deci pe 19, dragi părinți, dragi bunici, cred că vom lansa acest cor al palatului, care poartă denumirea de Kids Singers, copii cântăreți, niște copii minunați și credem din tot sufletul că vom putea lansa și acest cor de copii. În aceeași seară, dirijor subsemnatul și doamna profesoară Cristina Pintilie. Ecranul va trebui să fie împărțit în imagini de la fiecare cântăreț din cor? Deci, după cum ați văzut filmul, exact această concepție 3D, grafică 3D, exact, reunește toate partidele, cele patru partidele ale corului, sopran, alto, tenor, bas. În funcție de temele muzicale care merg de la voce, de la o voce la altă voce, este o creație, este o bijuterie a maestrului Lungu, un compozitor prolific și de mare finețe. Deci toate aceste voci interne, principale sau secundare, vor apărea expuse prin fotografiile, filmările acestor interpreți, dar grupați. Deci sunt patru cadrane înseamnă cele patru voci. Tot timpul ele vor veni și publicul și cel care va viziona va vedea acum cântă tenorul, acum cântă sopranul. Mulți cunosc, de fapt, totuși, tradiția corală încă mai există în România și sperăm în continuare să vedem multe coruri și
chiar și de amatori, bineînțeles, cele profesioniste care există, dar importantă este această mișcare în, de acordul de amatori. Domnule Gâdei, acum putem să ne imaginăm puțin, am văzut și imaginile, ne-ați și explicat în cuvinte cam cum va arăta acest cor virtual și lansarea de pe 19 decembrie. Observ că dumneavoastră folosiți acum internetul, ori internetul, mulți spun că este o provocare sau o amenințare chiar și la muzica clasică și la muzica de cor. Cum credeți că se, sau care sunt șansele ca muzica corală să fie, să spunem, sprijinită de această invenție tehnologică? Consider că este o falsă idee. De ce? Pot să vă spun, ca muzician profesionist, chiar dacă pe acel YouTube există milioane și zeci de milioane de clipuri, da, momente muzicale, dar există și valori ale muzicii clasice românești universale. Deci eu pot să spun, cei care fac greșeala să afirme asemenea lucruri, într-adevăr, nu sunt informați total. Eu pot să afirm că dacă mi-am dorit să caut Rachmaninov, ceva rar, sau Enescu, sau orice mare compozitor din lume, l-am putut găsi, chit că nu găsești 20 de imprimări vechi sau de arhivă, dar găsești ce ți-ai dori fără să te duci să apelezi la nu știu ce arhiva televiziunii. Adică sau diverse interpretări. Da, interpretări rare care există. Deci noi nu putem blama aceste canale de difuzare. Într-adevăr există și lucruri și dar vă întreb chiciuri, în da, alt sens. De exemplu, atunci când vorbim despre cărți, se spune că și rețelele de socializare, internetul, sunt o amenințare. Cărțile electronice sunt, da, o amenințare a acolo suportului, da, cu care suntem obișnuiți. Acolo la putem, muzica, da, acolo putem spune că de cor nu este valabil? Eu vorbeam ca informație. Deci, practic, atunci când te vede lumea pe YouTube, să spunem, da, cum a fost concertul nostru de anul trecut, a fost transmis în direct de un pe canal internet, din Iași, exact, pe internet, în direct. Deci toți acești coriști din toată lumea, foști armoniști, s-au bucurat împreună cu prieteni și rude și au sunat după concert entuziasmați și plângeau la telefon pentru că n-au crezut că se poate face. Ia că totuși ne-a ajutat această tehnică. Iar ce spuneți apropo, cartea, într-adevăr, foarte mult se spun cu adevărat că cartea tipărită este sfântă. Bineînțeles că în viitor se va întâmpla ceea ce știm toți, da? Dar la muzică corală, să zicem, cred eu că este benefică această informare și acest schimb. Sunt prieteni care mă sună și spune, am văzut concertul vostru, este extraordinar. Și l-au văzut pe internet. L-au văzut acolo. Am văzut trei piese cu corul Animus. Va extraordinar. Chiar dacă sunt filmate live. Bine, filmate cât de cât bine, să zicem. Dar se știe altfel. El nu m-ar fi sunat de la New York să-mi spună că m-a văzut. Eu niciodată poate nu i-aș fi trimis un CD sau nu știu. Ne-am revăzut, ne-am reauzit datorită tot acestor canale. Eu cred că ei ne ajută. Până la urmă, iată, noi vom lansa, trebuie să o spun, asta este un adevăr, vom lansa pe YouTube acest cor virtual și vom scrie acolo primul cor virtual produs în România. Deci totul este o realizare și o mândrie pentru noi. Mă îndoiesc că cineva ne va condamna pentru acest lucru. Eu zic că este benefic. Nu pot să nu întreb totuși cu alte cuvinte, cam același lucru. Este o muzica de cor, mai este actuală? Da, am spus acum câteva minute, îmi doresc. Este o avalanșă și de stiluri și, da, de informații. Reiau și această de idee. Socializări pe putem spune de internet. Că într-un oraș cultural cum este Iașu există această emulație. Știu și sunt și eu informat, există multe formații corale. Este bine că există, vorbesc la rând muzica corală de amatorilor și chiar formații bune. Dar în țară, din ce știu eu, tot așa, în câteva orașe mari, există câte un cor reprezentativ, tot de amatori, foarte bune, care au fost la festivaluri internaționale, cum și noi am fost.
Sunt, este o activitate, dar nu cred că cea care ar fi normal să fie, pentru că s-a distrus în școli muzică, nu se face cum se făcea pe vremea noastră, să zicem, a mea, s-a scos muzica, deci eu pot să spun că în anii 90 am făcut un cor la un liceu renumit din Iași. E, astăzi, ca să faci cor la un liceu, exact. Cred că este imposibil. A, profesorul de muzică, care eu sunt în contact cu mulți profesori și m-au ajutat să adunăm acești copii să facem, dar la clasele mari, la liceu, este, cred că e imposibil. Doar așa, va fi nu știu ce competiții. Deci e bine să existăm, să existe și alții, să fim văzuți, ascultați în sală, în concerte și ceilalți să aibă câteva repere să spună, da, vrem și noi. Bine, îndrumați de profesioniști, că altfel nu se poate. Deci, dar trebuie. Nu este un pericol pentru acest tip de muzică? Faptul că nu se cântă, de exemplu, așa cum ați spus dumneavoastră, este aproape imposibil să se cânte, să fie existe câte un cor al liceului. Nu este un pericol, da, pentru că va lipsi automat un fel de cultură mai dezvoltată. Da, este păcat, păcat că se pierde încet încet. Noi am mers în toată Europa, în toate țările aproape. Am văzut că în fiecare... Adică pe de o parte, da, internetul vă ajută, cum spuneați, dar pe de altă parte pierdem... Peste tot există cor. Cel fel. Mai mic sat din Franța, din Elveția există. Ceea ce la noi, la catolici, pot spune ceea ce știu sigur. La ortodoxi tot așa, în biserică există acel cuib un mic grup care cât de cât mai cântă muzică religioasă. Dar cei care au curaj să vină pe scenă sunt puțini. Deci este trist că niciun ministru n-a fost în stare să se întrebe, totuși muzica n-ar trebui readusă în școli, în liceele teoretice, de specialitate. Credeți că miniștrii sunt responsabili sau bine, comunitățile general, în principal? Concepția începând din 90 a început încet, încet s-a scos. Muzica a început să dispară. Discutam cu profesori de muzică care spui, ce faceți voi la 10 la 11? Câteva audiții... La orele de muzică vă referiți. Da, câteodată nu pot face că au pregătiri la matematică sau la engleză. Deci le este foarte greu. Și ei sunt convins că acești profesori sunt dăruiți și ar dori să facă. Sunt convins de acest lucru. Toți ar dori să facă. Că există, de exemplu, există acum zilele acestea, va fi un mic festival al corilor din școli. Se face anual. Asta e bine. Că pentru mai târziu ei capăt această dorință de a cânta muzică corală. Există acest mic întâlnire cu premii, se întâlnesc, fac un juriu, este foarte bine. Dar e puțin o dată pe an să-i coagulez. Deci ar trebui să fie ceva permanent, să facă din plăcere ceea ce astăzi, cu atâtea licee specializate, este foarte greu să faci. Și cu goana pragmatică. Da, totul spre informatică, totul spre limbi străine, nu știu. Eu încă mai sper că există, de ce vă spun? Că am mers și am ascultat copii cu voci deosebite, cu voci extraordinare, dar care foarte mulți din ei la sfârșit mi-au spus, dar știți că eu nu pot să vin, mi-ar place, dar cu glasuri celebre, având alte preocupări. Dans, pictură, teatru, cercuri, diferite cercuri, diferite preocupări. Îi fac, știți, nu, timpul liber, tot felul de... Dacă el a fost angrenat acolo și ar trebui să ducă și părinții, da, cu toate că au găsit voci celebre, extraordinare. Și le-am spus, haideți, copii, facem. O parte au venit. O parte au renunțat. Alții au venit auzind că și chiar dorind să cânte. Asta este mare lucru. Câțiva au venit și au spus, vrem și noi să cântăm. E, așa ar trebui să facă multe, sute de copii. Dar cu regretul că nu. Este greu în ziua de azi. Da, încă... Vorbesc despre copii, despre Palatul Copiilor și despre acel cor. Este o altă, să spunem, pistă de lansare, o altă modalitate prin care muzica de cor să fie, da, să existe în educația comunității? Tocmai ce comunității? Spuneam despre acel mic întrecere, acel concurs între corurile de școli, chiar generale, mă refer la generale, că altfel mai departe v-am spus că nu există, într-adevăr, cred că aceste mici formații, inclusiv cea de la Palat, încă mențin flacăra aprinsă și mai aduc
aduc copiii cei cu dragoste pentru cânt. Vedeți că sunt și mulți care își doresc să cânte, dar alte genuri. Asta este evident. Sunt normal, sunt atrași de muzica ușoară, de muzica pop. De... Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Și vorbim despre acest lucru. Haideți să vorbim despre părinți. Ce credeți dumneavoastră că, sau ce le spuneți părinților? Ce ar câștiga niște copii dacă merg să cânte la cor? Care sunt lucrurile? Da, eu am spus-o dintotdeauna. Care îi vor ajutați? Da. Această activitate, să-i zicem, da, pe care o fac doar din plăcere, ceea ce le-am și spus la mulți părinți, doar din plăcere, îi ajută să-ți dezvolte pentru mai târziu acest simț, această încercare prin muzică de a percepe și celelalte arte, pentru că și muzica te poartă pe anumite, în anumite sfere și îți dă o altă imagine a vieții și a culturii în general. Și cred că cântând și apărând și pe scenă, această plăcere de a veni și de a comunica în sală, de a comunica cu publicul, practic tu dăruiești ceva, indiferent că sunt copii sau studenți, sau apropo, există și un cor de studenți, tot Armonia se cheamă. Cred că acest mesaj pe care ei îl simt încet, încet și îl transmit publicului, este perceput de părinți și tocmai aici trebuie insistat și eu îi rog pe această cale și probabil toți profesorii de muzică încearcă acest lucru, Palatul Copiilor încearcă pe toate direcțiile, pentru că și eu foarte multe cercuri muzicale acolo. Această comunicare cu totul puțin diferită de celelalte laturi ale lor de studiu, cred că îi dezvoltă, completează partea spirituală. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Am ajuns la finalul acestei discuții despre lansarea de pe 19, ne-ați spus la început, 19, primul cor virtual din România, Valeriu Gâdei, dirijor și maestru de cor. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii noastre, vocileiasului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihaiuc, ne revedem mâine de la ora 19 la o nouă ediție Vocile Iașului. Acum vă urez seara liniștită!